Un accident de circulație s-a produs în această după-amiază în localitatea Dobra. Un autoturism a intrat în coliziune cu o dubă. În urma impactului, un stâlp de electricitate a fost pus la pământ. Localnicii au fost cei care au sunat la 112 și le-au acordat primul ajutor celor implicați în accident. În mașina mică se afla o femeie și 3 copii, dintre care 2 de 5 ani și unul de 1 an. Toți au tras o sperietură zdravănă. În dubă, în momentul impactului, alături de șofer, era soția sa și bebelușul lor de doar 2 luni. Am avut o bubuitură puternică, am ieșit afară, erau firele de curent, era flacără cumva pe stâlp din cauza curentului, după aia mașinile ieșeau fum din amândouă, am ieșit repede, am sunat la 112, am mers, am scos de prima mașină 3 copii și o femeie, i-am băgat în curte la mine, le-am dat primul ajutor, m-am dus după aceea imediat la cealaltă mașină la Dubiță, acolo am găsit un bebeluș de vreo 3 luni. L-am luat din mâna mamei, mama era derutată, erau foarte speriați, derutați, nu știau de ei absolut nimic. Taică mi-a oprit motorul la ambele mașini. Erau copii în mașină și erau foarte speriați, dar nu au pățit nimic niciunul. Și în cealaltă mașină era un bebeluș de câteva luni, nici el nu. Dar mașinile sunt rapide. Mașina era plină de fum la urmă. S-a ridicat capota, avea scos borna afară de la baterie. După aia s-a scos copiii, l-au și de acolo, în curte și partea asta l-a venit la Dubița asta că nu putea să oprească motorul. Din primele informații, se pare că autoturismul care se deplasa pe direcția Deva-Arad a intrat pe contrasens și a lovit duba care circula regulamentar. Oamenii legii urmează să stabilească acum cauzele exacte în care s-a produs accidentul.